Bună dimineața, vlog! Salută și tu vlogul, mami! Bună dimineața de vlog! Noi, acum ne-am trezit, îi ora 9! Eu m-am trezit la ora 5, deci la ora 5 nu mai aveam somn, am stat o jumătate de oră în pat. După care m-am ridicat, mi-am făcut o cafeluță pe care n-am băut-o toată. Mă apucă căscatul. Așa, n-am băut-o pe toată. M-am pus. Am șters praful în living. Pe măsuță. M-am pus. Am măturat, că n-am luat aspiratorul, că am zis că fac gălăgie. Am aranjat canapeaua. Am măturat. Am spălat pe jos. În toate colțurile cu o cârpă cu soluție, deci am fost atâta de harnică. Asta am făcut cam într-o jumătate de oră, după care mi-a venit somnul și am venit și m-am pus înapoi lângă Alesia și somn până acum. Deci, dragilor, dacă vi se întâmplă vreodată să n-aveți somn noaptea, dați fuguța repede și puneți mâna pe ceva și lucrați. Că vedeți voi că într-o jumătate de oră vă vine somn. Și așa bine am dormit după aia. Și când stau să mă gândesc, câte nopți am pierdut. Bine că mi-a venit ideea să mă duc să fac curat. Că altfel îmi pierdeam timpul pe telefon 2-3 ore și mă trezeam că mor de somn toată ziua iar. Astăzi am un plan să fac și un pic de ordine. În sufragerie am terminat, dar vreau... Na, Doamne, vreau peste tot ordine să fie. Dar acum o fac, mâine nu mai. Eu am zis de ceva prăjituri că vreau să fac, dar nu cred că mai fac nimic. Serios. Nu cred că mai fac nimic. Pentru că nici nu vreau să mănânc. Poate mergem și în sat. Nici nu știu ce fac. Deci sunt dubii. Poate totuși ceva o să fac, dar... Dar... Ieri am exagerat un pic cu pâinea. Astăzi o să fie ceva light. De bună dimineață te-ai rujat. Hai, mergem la baie, ne spălăm pe ochișori, pe dințișori și mergem să ne apucăm de treburi. Dar ce fac? Să ne spălăm pe ochi. Vezi că chineci. No, bun. Du-te, aprinde becul, nu-l stânge, că-i stâns. Ce faci, mă? Au, nu mă zgâria! Nu mă zgâria! Au făcut caca! Ai făcut caca iar? Au! Dragilor, nu am mai filmat nimic și aproape ora 12, dar eu am făcut curățenie înapoi. Am spălat și pe jos, în bucătărie. No, tot iar am făcut, dar am luat-o de la capăt. Alesia să uită la vlogul nostru. Unde? Bună dimineața, dragilor! Mi-am împletit aici așa o codiță. Și acum tot stau să mă gândesc ce fac. Fac ceva prăjitură sau nu fac nimic? Nu știu. Mi-ai dat un like. Mulțumesc! Mi-ai dat like. Oh, mi-a dat Alesia like. Am obosit, sincer, să aici cu apa după mine. Am iar un colet. V-am spus eu ieri că mai trebuie să-mi ajungă unul. Hai să vedem ce am și aici. Hai, mami, hai, să nu ratezi ceva. Ai grijă să nu... Stai, ușor, ușor, mă. Ce e? Nu știu, că nici nu mai știu ce am pus. Și cred că mai am unul, dacă nu mă înșel.
Ai grijă, ai grijă. Oprește telefonul un pic. De ce? Aici punguța. Stai, mama, stai. Stai un pic. Deci am așa, v-am spus-o, două săpunuri. Două săpunuri din astea. Beluța. Și gel de duș, gel de duș. Gel de duș. Și atât. Înseamnă mai trebuie să-mi vină una. Deci, trei geluri de duș și două săpunuri. Deci, dacă vă fac poză câte geluri de duș am și din astea, rămâneți uimiți. Și știți de ce? Pentru că sunt preferatele mele. Dacă aveți ocazia să le încercați, chiar vă recomand. Acum au fost la super reducere, 11 lei, 90 mi se pare, 1 sau 11 lei. Cât a fost unul, mama? Stai un pic. Pup, 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 pup. O cartă. Da, 11 lei 90. Deci super preț. Și gelurile de duș și săpunurile lichide. Deci astea sunt preferatele mele. Preferatele mele. Nu cred că o să renunț la ele niciodată. V-am spus eu că... Cred că v-am mai spus mai de mult că eu am probleme cu pielea. Nu prea suport orice gel de duș. Și mi-am luat de la Balea și acelea mi se potrivesc. Doar că nu ține mirosul, știți? Mirozele frumos și foarte ieftine. 5 lei, 6 lei, unul, nu mai știu. Doar că nu ține mirosul așa mult cum țin astea și... Săpunurile astea lichide iarăs bestiale. Mie mi se usucă foarte repede mâinile și de la astea nu, n-am probleme. Ce mai place? Mai place Nivea, gelul de duș Nivea. Și Dove mi-l place, dar am văzut că și de la Dove automat mă roșesc. Ba, mai apar peche așa albe, după aia să roșesc. Deci nu știu ce am, dar am câțiva ani buni de când am problema asta. Și mă bucur că în sfârșit am descoperit ceva produse care să mi se potrivească. Na bun, dacă aveți ocazia, încercați-le. Deci ăsta cu alge marine, ăsta e gelul de duș și celălalt, am și cremă. Eu mă dau și pe corp și pe față cu crema aia. Sunt preferatele mele, deci nu cred că le-aș da pe... geluri mai scumpe sau creme mai scumpe. No, bun, cam am terminat astăzi cu comenzi. Am avut... o venit cineva și pe la noi. Acum trec la bucătărie, mă pun să-i pregătesc la Alesia niște paste cu ton, că-i trebuie paste. No, ce să fac cu ea? Mâncăm paste la greu. Adică ea. Paste-s preferatele ei. Doamne, eu cu gelurile mele. Da, acum am stocul. Până la vară s-a asigurată. Na bun, hai că mă pun să-i fac la Alesia. Na bun, aici și pastele. Le-am terminat. Ne punem și mâncăm. Bună dimineața, vlog! Astăzi este vineri. Iar nu am mai filmat, că nu am făcut mare lucru. Bună dimineața, vlog! Astăzi este Vinerea Mare. Noi astăzi nu lucrăm nimic, deci nu curat, nu mâncare, decât vopsesc ouăle. Eu de obicei vopsesc în Vinerea Mare ouăle. Deci asta vom face astăzi. Alesia mă copiază, uitați-o. Mă duc și eu să mă schimb. După care ieșim un pic afară, ne plimbăm. După ce mai ieșim afară, ne plimbăm. E cam noros. Acum, mama, mă lași! Sperăm să nu vină ploaie, să profităm. Să profităm să ne plimbăm un pic. Să ne plimbăm un pic.
Da, dragilor, am pus... am venit de afară și am pus ouă la fiert. Am pus 20 de ouă. Na, bun. Am vopsit ouăle. Avem 19 ouă, că unul mi-o crepar. Aici avem niște alții bibite. Uite, fac așa bine. Bine. Acum, da, mama, vom unge ouăle cu ulei. Stai că-ți dau să unge ouăle. Bela, lasă-ne. După care vom lipi câte un alt țibir. Na. Terminați și ouăle. Mami, nu se duce Bela. O, mami. Nu ne înțelegem aici. Iar mi-a luat papucu. Uitați. Ce faci, mă? Ce faci cu papucu meu? Vai. Atâta mă cer cu Alesia. Astăzi a fost o zi... Mă doare capul, sincer. N-am făcut nimic. Am ieșit pe afară. După aia, tot telefonul a fost astăzi, toată ziua. Eu nu lucrez în vinerea mare, decât atât dacă vopsesc ouăle. Acum mi-am spălat și vasele. Îmi pregătesc, îmi scot carnea din congelator, tot ce am nevoie pentru mâine și la dimineață mă trezesc de bună dimineață și mă apuc la mâncare. Nu cred că o să mai filmez, că sunt fără repede înainte, așa că vreau să închid vlogul ăsta. E un vlog așa mai mult cu vorbărie, foarte scurt, dar cred că cam atâta o să fie. Ai, că îmi sună telefonul. Da, i-am dat și la Alesia un pic telefonul să stea, să pot vorbi un pic cu voi, să fac încheierea vlogului și să-l și postez, că până după sărbători nu cred că ne mai auzim. Aici e și Beluța. Of, Doamne! Ce vreau să vă zic eu? Eu nu mai simt sărbătorile așa cum le simțeam în copilărie și chiar și cu maică mi-am vorbit astăzi și cu soțul. Nu știu de ce. Cred că tehnologia asta, online-ul ăsta, ne-a schimbat foarte, foarte mult. Ce bai? Nu mai avem timp de nimic, nu mai avem timp de familie, nu mai avem timp să mergem în vizită. Eu cel puțin, noi cel puțin când eram mici, mergeam în vizită. Iar încep. No, du-te în camera ta și fă vlog acolo și mă lași tu pe mine aici să fac vlog. Dar mami, vorbești pe stărâne și nu ne înțelege. Uite, du-te atunci în dormitor și fă vlog acolo, bine? Bine, mama? Bela, nu mă mușca. Deci chiar numai sărbătorile ce-au fost. Deci, numai sărbătoare de mei. Mami, te rog, mă lași? Mami, te rog, mă lași? Deci mă lasă să vorbesc deci cu voi. Deci mă lasă să vorbesc. Dar știu că mulți deci, dintre voi simțiți la fel. Nu mai sunt ce au fost. Nu mai sunt. Noi când eram... Nu. Mama, nu să zici ceva la ureche. Bine? O spisiu? Da. Cu tofonul. Bine, du-te.
Hai că am convins-o eu cumva. Da, mai încet, da? Nu, vorbește acolo încet. Și asta vă ziceam, când eram mici, de-abia așteptam să vină sărbătorile, ne cumpăram haine noi, mergeam la biserică, la adunare, că mergeam atunci la adunare. Erau alte vremuri, era foarte frumos, de-abia așteptam. Acum, vorbesc din punctul meu de vedere, nu... abia așteptam să facem sarmale, mâncare, de toate bunătățile. Acum suntem sătui de toate. Stai, Bela! Uite cum mă muști! Bela, te rog! Suntem sătui de toate, de cumpărături, de bunătăți, de mâncare, de toate suntem sătui. Nu mai mergem așa în vizită cum mergeam la biserică, la fel, eu cel puțin meu. Eu nu mă prea duc, nici n-am fost la biserică, că de când am fost. Mi-e rușine să spun aici. Efectiv, mi-e rușine. Dar, na. Și, da, numai ce-o fost. Numai ce-o fost. Vă las, că dacă mă apuc eu cu vorbăria mea, mai vera, nu mă mai opresc. Nu că îți nevorbită. Astăzi chiar că am vorbit toată ziua, am stat la telefon și am vorbit. Vină încoace că mi-ai telecomanda. Uitați-o pe pitica asta. Uitați-o. Mergi iar în sat. Mergi în sat. Acolo ești tu răsfățată, măi. Ești răsfățată de numai și când venim la Oradea iar încep cu prostiile tale. Da, și asta e ca un copiluț. Ca un copiluț. Că iar trebuie să o duc la vaccin, iar de parazitare. Doamne, tu, fată! Astăzi m-au plouat la noi, vreau să vă zic, am fost de dimineață cu ea afară, ne-am plimbat cam o oră până a început ploaia. Stai, Bela! O venit sărăcuța după la 11:30 și mi-a dormit până la 5. Dacă vă vine să credeți, până la ora 5 mi-a dormit. Tu! Așa-mi place să mă joc cu ea? Dar nu prea mă joc cu ea când e Alesia. Alesia e tare geloasă, lui. E geloasă! Geloasă și nu mă lăsă și mă joc cu ea. Ce. Am face ea vlog dincolo. Face ea vlog dincolo. Ma! Uite, ai o ureche, tot așa este urechea asta. Ciuc! Piticuț. Na bun, vrei jos? Du-te jos. Na bun, dragilor, vă doresc sărbători fericite. Profitați și de zilele astea libere. Profitați la maxim. Sperăm să fie și timpul frumos. Pa, pa! Vă doresc sărbători fericite, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți și să vă bucurați de viață. Vă pup!